amăgire după cele două game-uri pierdute acum. Accelerează Kerber, intră în teren, ia mingea mai devreme, relaxată, nu a observat Conta faptul că Kerber ia mingea în urcare. Am văzut acest lucru abia după ce mingea a plecat din racheta adversarei, prea târziu pentru a mai reacționa. Pe terenul 2, Mihaela Buzărnescu și Alize Cornela tiebreak la dublu împotriva Andrei Clepaci și Amarie Jose Martinez Sanchez. El a pierdut primul set cu 6-2, au revenit în cel de-al doilea după ce adversarele obținuseră un break. Victoria de calitate a Ioanei Conta, lungime, top spin. Forțată să greșească Kerber. Rezistă eroic în defensivă, Kerber. 15-13. Cearcă să rămână agresivă Conta, așezarea la minge însă nu mai este aceeași din primele două seturi. Din primul mai ales. Din nou afară, 2000 de match Kerber, cere challenge Conta, direct mi s-a părut out, să vedem reluarea Hokai. La acest cort merită să cer challenge, dacă ai cel mai mic dubiu, dar a fost out. 2000 de match Kerber. Angeli Kerber, cea de-a 8-a jucătoare calificată în sferturi, își dă întâlnire mâine cu Caroline Bozniachi. Ce meci ne așteaptă mâine la 14.30, Caroline Garcia, Garbinia Muguruza, apoi meciul Simonei cu Cici Bellis, Bozniachi, Kerber și Kvitova Gheorghe în sesiunea de seară înainte de ora 19. 4 sferturi de finală, 1 și 1. Din păcate doar Simona rămâne în cursă dintre cele 4 fete calificate astăzi de noptim. Aplauze și pentru Ioana Conta, atât pentru astăzi de la Doha. Sunt Adrian Cruciat, vă mulțumesc că urmăriți tenisul la DigiSport. Vă așteptăm și mâine. La revedere!